Frank Baum, Vrăjitorul din Oz. Capitolul 9. Regina șoarecilor de câmp. Acum nu cred că suntem foarte departe de drumul cu cărămizi galbene, a spus sperietoarea, care era în picioare lângă fetiță. Aproape că am ajuns în locul unde curentul râului ne-a luat. Omul de tinichea tocmai voia să răspundă când a auzit un mormăit înfundat. Datorită articulațiilor sale bine unse, a întors capul fără efort și a văzut apropiindu-se o bestie ciudată care sărea în iarbă. Părea o pisică sălbatică mare și galbenă, părea că stă la pândă cu urechile lipite de cap, cu o gură mare deschisă ce descoperea două rânduri de dinți oribili și cu ochii săi arzând ca niște mingi de foc. Cu cât se apropia, omul de tinichea a observat alergând în fața ei un șoarece gri de câmp. Ce bine că nu avea inimă, căci era foarte crud din partea unei pisici sălbatice să atace o creatură atât de drăguță și fără apărare. Și-a ridicat astfel toporul și în momentul când pisica trecea alergând, i-a aplicat o lovitură care i-a tăiat capul. Bestia tăiată în două s-a rostogolit la picioarele sale. Eliberat de urmăritorul său, șoarecele de câmp s-a oprit și apoi s-a îndreptat ușor către omul de tinichea și i-a spus pe o voce chițcăită: „O, mulțumesc, mii de mulțumiri, mi-ați salvat viața!” „Cu plăcere, să nu mai vorbim despre asta”, a răspuns omul de tinichea. „Vedeți, nu am inimă și de aceea încerc să-i ajut pe toți cei care au nevoie de un prieten, chiar dacă este vorba doar de un șoricel.” „Doar de un șoricel?” s-a indignat micuțul animal. „Știți cu cine vorbiți? Eu sunt o regină, regina șoarecilor de câmp.” „Scuzele mele”, a spus omul de tinichea, înclinându-se cu respect în fața sa. „Salvându-mi viața, ați îndeplinit o faptă onorabilă care, mai presus de toate, este un act de curaj”, a adăugat regina. Au văzut atunci, alergând cu toată viteza posibilă, o mulțime de șoareci care au înconjurat-o pe regină, exclamând: „O, maestate, cât ne-am temut pentru viața dumneavoastră, cum ați reușit să scăpați de imensa pisică sălbatică?” Și ei se aplecau atât de tare în fața reginei că ai fi zis că se sprijină în cap. „Acest nostim om de tinichea mi-a salvat viața, omorând pisica sălbatică”, a spus regina. „De acum înainte trebuie să-l ascultați și să îndepliniți orice dorință.” „Jurăm”, au răspuns în cor șoarecii cu vocile lor chițcăite. Dar Toto tocmai s-a trezit și, văzându-se înconjurat de șoareci, a lătrat de bucurie și s-a năpustit asupra lor, aceștia luând-o la fugă care încotro. Lui Toto i-a plăcut întotdeauna să vâneze șoareci și pe vremea când locuia în Kansas nu putea să se distreze astfel. Dar omul de tinichea l-a luat în brațe strigând: „Întoarceți-vă, întoarceți-vă, Toto nu vă va face niciun rău.” Scoțându-și vârful nasului de după un smoc de iarbă, regina șoarecilor a întrebat timid: „Sunteți sigur că nu ne va mușca?” „Îl voi împiedica”, o liniști omul de tinichea, „nu vă fie frică.” Unul după altul, șoarecii au ieșit din ascunzătoare. Toto s-a oprit din lătrat, dar a încercat în zadar să scape din strânsoarea omului de tinichea. L-ar fi mușcat dacă nu era din tinichea. În sfârșit, un șoarece mare a luat cuvântul: „Ce putem face pentru a vă mulțumi că ne-ați salvat regina?” „Nu știu”, a răspuns omul de tinichea. Dar sperietoarea, care își bătea capul în zadar pentru că era umplută cu paie, a intervenit: „Știu eu, puteți să-l salvați pe prietenul nostru, leul cel fricos care a dormit în câmpul cu maci.” „Un leu?” a strigat micuța regină, „dar ne va nimici pe toți dintr-o singură înghițitură.” „Ba nu”, a spus sperietoarea, „acest leu este lipsit de curaj.” „Așa să fie?” a întrebat șoarecele. „Cel puțin așa pretinde. În orice caz nu va face niciun rău niciunuia dintre prietenii noștri. Dacă ne ajutați să-l scoatem de acolo, vă va trata cu mare bunăvoință, pe cuvânt de onoare.” „Fie”, a spus regina, „avem încredere în voi, dar cum vom reuși?” „Acești șoareci care vă numesc regină și care sunt gata să se supună ordinelor dumneavoastră sunt numeroși?” „O, mii”, a răspuns ea. „Atunci adunați-i aici cât mai repede posibil, fiecare să fie dotat cu o bucată lungă de sfoară.” Întorcându-se spre escorta sa, regina le-a poruncit să meargă să adune tot neamul lor. Ei au ascultat-o și imediat s-au împrăștiat în toate direcțiile.
Cât despre dumneavoastră, i-a spus sperietoarea tăietorului de lemne, mergeți și tăiați câțiva copaci de pe malul râului și fabricați-ne un căruț pentru a transporta leul. Omul de tinichea a început lucrul și cât ai zice pește a făcut un căruț dintre cele mai rezistente crengi pe care le-a curățat de frunze și ramuri. A asamblat totul cu ajutorul cuielor de lemn și a sculptat 4 roți dintr-o rădăcină. A lucrat atât de repede și atât de bine, încât căruțul a fost gata înainte să apară primii șoareci. Cu miile aceștia veneau din toate direcțiile, mari, mici, mijlocii, fiecare ținând între dinți o bucată de sfloară. Atunci Dorothy, trezindu-se din somnul său lung, a deschis ochii. Ce mare a fost surpriza când s-a văzut culcată în iarbă printre o mulțime de șoareci gri care o priveau timid. Sperietoarea a explicat totul în detaliu, iar apoi, întorcându-se spre șoarecele care stătea mândru în apropierea lor, a spus: permiteți-mi să vă prezint pe maestatea sa, regina. Dorothy a salutat-o demn, dând din cap. Regina a făcut o reverență. În clipa următoare erau deja prietene. Sperietoarea și omul de tinichea au început să înhame șoarecii la căruț cu ajutorul sforilor pe care ei le-au adus. Ei legau un capăt la gâtul fiecărui șoarece și celălalt la căruț. În mod normal, căruțul era de 1000 de ori mai greu decât șoarecii care trebuiau să-l tragă, dar atunci când toți au fost înhămați, au reușit să-l deplaseze fără prea mare dificultate. Chiar sperietoarea și omul de tinichea s-au așezat pe acesta și au fost astfel conduși de acest ciudat echipaj până la leul adormit. Ridicarea animalului pe căruț nu a fost deloc ușoară. Imediat după aceea, regina i-a îndemnat pe supușii săi să plece, temându-se să nu-i vadă adormind dacă ar fi rămas prea mult timp pe câmpul cu maci. În ciuda numărului lor, micilor creaturi le-a fost greu la început să pună în mișcare căruțul și încărcătura sa grea. Omul de tinichea și sperietoarea au venit să împingă de la spate și echipajul a început să înainteze. În curând, leul era pe câmpiile verzi și a putut respira din nou aerul proaspăt în loc de mirosul otrăvitor al macilor. Dorothy a venit în întâmpinarea lor și le-a mulțumit din toată inima șoarecilor că l-au smuls pe tovarășul lor din ghearele morții. Simțea o afecțiune sinceră pentru imensul animal și se bucura să-l revadă teafăr și nevătămat. Au deshămat șoarecii care într-o clipă s-au împrăștiat pe la casele lor. Regina a fost ultima care și-a luat rămas bun. Dacă mai aveți vreodată nevoie de serviciile noastre, a spus ea, mergeți pe câmp și chemați-ne, vom veni în ajutorul vostru. Pe curând! Pe curând! Au răspuns toți în cor. Și regina a dispărut în iarbă, în timp ce Dorothy îl strângea pe Toto cel agitat la piept, temându-se să nu alerge după ea și să o sperie. S-au așezat lângă leu pentru a aștepta să se trezească. Sperietoarea a mers să culeagă niște fructe din pomii din prejur pentru cina lui Dorothy.